Parcul pe care l-am construit în zona Adamiu, o zonă defavorizată, și aici am putut primi investiții cu fonduri europene pentru cei care locuiesc în vecinătate. Primul parc din Botoșani amenajat cu bănci smart. Avem de asemenea obiecte pentru practicarea sportului, pentru mișcare, pentru cei mai tineri, pentru cei în vârstă, amenajare peisagistică și, cel mai important, camere de supraveghere. După ce am discutat despre acest parc, mi-au spus botoșenii că nu se va păstra, se vor distruge ceea ce am plasat noi aici, ceea ce am montat. Dar iată că la câteva luni după ce am inaugurat acest parc, am surpriza să nu găsesc nimic defect sau să fie degradat acest parc, și pentru acest lucru sunt de apreciat cei care l-au folosit. Invităm botoșenii, chiar dacă este o zonă de la marginea orașului, aici am putut face intervenția, să vină să viziteze acest parc foarte frumos, chiar dacă el a fost construit pentru cei din zonă.